Amanda și fica navigatorului dispărut. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să discutați cu noi. Îmi dau seama că sunt niște momente foarte grele prin care treceți. O să vă rog să dați puțin mai încet televizorul ca nu să sunt ne putem în fața înțelege. Televizorului. Se auzea cu eco, nicio problemă. Doamnă, deci înțeleg că ultima dată ați reușit să vorbiți cu domnul Mandeș pe data de 17 iulie și da? Data dispariției dumnealui este 5 august. Înțeleg că există un raport. În raportul respectiv, ce scrie? Doar că pur și simplu a dispărut cu o cafea în mână? Asta, da, asta se precizează? Da, informațiile sunt superficiale și, prin urmare, lipsite de profunzime. Nu mă pot baza doar pe un raport preliminar. În consecință, cer sprijinul autorităților române din China pentru aprofundarea situației. Dumneavoastră ați luat legătura, înțeleg, și cu cei de la Ministerul de Externe? Încă de a doua zi am luat legătura cu cei de la Ministerul de Externe, punându-mă în legătură cu ambasada din China, respectiv consulatul din Beijing. Și, și ce fără spus? Niciun rezultat. Nu am mai primit niciun mail în urma primului dialog. Ce știți dumneavoastră despre această navă de la tatăl dumneavoastră, evident? A, nu am ce să vă spun, este o navă nouă, pentru tatăl meu era la primul voiaj, tatăl meu a dispărut de la bordul navei după 2 săptămâni de la îmbarcare, nu am ce să vă spun vis-a-vis de navă. Ultima dată când ați vorbit cu el pe data de 17 iulie, v-a transmis ceva anume care să vă fi pus în gardă? Înțeleg că v-a cerut o cartelă de telefon. Nu, absolut nimic, era vesel. Comunicativ, ne-a sunat pentru ultima oară înaintea deplasării în China, rugându-ne să îi încărcăm cartela pentru a comunica în continuare. În perioada de 2 săptămâni trecute, abstract până în China, neavând semnal. Nici o urmă de, niciun semn de întrebare nu mi s-a ridicat. Înțeleg că cei de acolo, nava respectivă, ar fi trebuit să fie oprită în port pentru a se face investigația așa cum trebuie. Cei care au făcut raportul propriu zis, raport în care dumneavoastră îmi spuneți că scrie doar că a dispărut cu cafeaua în mână, au făcut această verificare, a fost trimisă o echipă de scafandri, așa cum ar fost... Nu știu ce acțiuni s-au întreprins acolo. Din câte am înțeles, nu li s-au luat decât interviuri. Nu s-au adus câini la bordul navei, nu s-au verificat, eu știu dacă existau camere video, camere de supraveghere, nu știu dacă au fost verificate. Dar cine ar fi putut, un interviu. Cine ar fi putut să vă dea aceste informații? Nu a reușit nimeni să ia legătura cu cei de pe navă? Asta totuși pare destul de greu de crezut. Nu vă înțeleg, nu este clară întrebarea. Cei de pe navă, bineînțeles că au luat legătura. Sunt rude de ale dumneavoastră, avocați, care vă reprezintă și da? Care au luat totuși legătura cu cei de pe navă. Cei de acolo nu au făcut niciun fel de demers, nu au putut măcar să ofere o informație în acest sens, dacă existau camere video de asta supraveghere? Nu mi s-a spus nimeni. Este supoziția mea, fiind un vapor din 2013, mă gândesc că este dotat corespunzător. Nu știu ce trebuia să se facă la navă, nu știu pașii care trebuiau urmați pentru a efectua o anchetă corespunzătoare, nu sunt în măsură să fac presupuneri. Și cei de la consulat v-au spus doar atât, că vor lua legătura cu autoritățile, cu autoritățile locale și că nu se vor ocupa. Și atât. Și atât. Și da. De la Ministerul de Externe de aici din România, de asemenea, că se ocupă de caz și atât. Și atât. Nu, că cei de la Ministerul Afacerilor Externe mi-au confirmat solicitarea. Nu știu dacă se ocupă sau nu de caz. Sper să se ocupe.